să renodăm vechea tradiție a lui Dinamo în cupele europene, prin meciuri frumoase și bine și spectaculoase. Ne-am pregătit pentru meciul ăsta foarte bine. I-am văzut jucând mai multe meciuri pe Partizan Belgrad, în meciurile din cupele europene în acest... În dublele manșe cu Celtic și Groningen, da? Da, am văzut integral cele patru partide. În cupele europene au avut niște prestații deosebite, în campionat nu impresionează. Sper că și pe Dinamo să nu impresioneze. Care vi se pare cel mai periculos jucător de la Partizan Belgrad? Vârful lor de atac, Giurovski, este un jucător care joacă foarte puțin. O atinge de 10-20 de ori pe meci, dar când o atinge este foarte periculos. Este un jucător care joacă foarte bine pe spații foarte mici, driblări fin, are momente mari de repaus, nu se vede, nu, și dar când joacă te impresionează deosebit. Mai au un mijlocaș de teren, Bogdanovici, care are 22 de ani, subțirel, un alt driblor foarte bun, scoate 2-3 oameni din joc fără probleme, și fundașul dreapta, care e titularul național al Iugoslaviei, Stojanikovic, un jucător care joacă liniar, centrează foarte bine, jucător foarte bun, calități fizice deosebite, viteză, plasament. Desigur, v-ați luat toate măsurile de rigoare împreună cu antrenorul Mircea Lucescu, a cărei rigoare o cunoaștem atât în pregătire cât și în studierea adversarului. Mi-l amintesc și eu pe acest Giurovski, într-adevăr un jucător foarte periculos, dacă nu mă înșel, și marca vreo 3-4 goluri, mai ales în deplasare, în meciurile cu Groningen și cu Celtic Glasgow. Ce ne poți spune despre echipa al cărei capitan ești? Suntem după o perioadă de pregătire care am dus-o cu întreruperi. Am început foarte bine pregătirea, ne-am despărțit la lot și avem niște probleme încă de omogenizare. Sper că în cele 3 meciuri care le-am disputat până acum să le rezolvăm. Cu toate că la Sibiu a fost un eșec, echipa n-a jucat rău. Puteam să conducem 3-0 la pauză cel puțin. Dar am avut probleme din cauza perioadei de pregătire care n-am dus-o destul de bine. N-am fost împreună. Ce sperați pentru miercuri? Sperăm să câștigăm la 2 goluri diferență și să ajungem să jucăm semifinalele. Eu, ca reporter, care v-am însoțit de foarte multe ori, sper ca stadionul să fie arhiplin, așa cum a fost de mai multe ori, așa cum suporterii dinamoviști au știut să arate dragostea lor față de acest club fanion al fotbalului românesc. Mulțumesc foarte mult, Ion Andon. Așadar, 7 martie 1990, Dinamo Partizan Belgrad, un Partizan pentru care jucau printre alții Omerović, Spasić sau Mijatović. Trebuie să fiți foarte atenți pentru că la finalul emisiunii va trebui să răspundeți la o întrebare pentru a câștiga o revistă Magic Football cu un DVD de colecție care conține meciul România-Anglia de la campionatul mondial din 1998. Sau dacă preferați, puteți avea acasă un DVD cu partida istorică România-Columbia din 1994. Astăzi pe Dinamo sunt peste 18.000 de suporteri la această partidă care va fi condusă la centru de Dușan Kârșnac, ajutat la cele 2 tușe de Wojciech Kvistor și Miti Ulrich, toți din Cehoslovacia. Observatorul UEFA la acest meci este domnul Alexei Paramonov din Uniunea Sovietică. Iată în imagine pe cei 3 arbitri cehoslovaci. Dar iată formațiile care se vor înfrunta în această după-amiază. Vom începe cu Dinamo, în echipament roșu-alb, avându-l în poartă pe Stelea și jucători de câmp, Mihăescu, Klein, Rednic, Timofte, Antone, capitan echipei, Faișcovici, Sabău, Răducioiu, Mateuț și Lup. Dinamoviștii în partea dreaptă a micului ecran, acum la centrul terenului, împreună cu echipa iugoslavă, salutând publicul. Antrenorii echipei Dinamo sunt Mircea Lucescu și Florin Chiaran. Rezerve pentru Dinamo, deportar Câmpeanu și jucători de câmp, Mezaroș, Doboș, Lupescu, Cezar Zanfir.
stimați spectatori, suporteri ai culorilor albă-roșii, cât astăzi pe stadionul Dinamo și întreaga țară, sunt suporteri culorilor albă-roșii, reprezentanți noștri în Cupa Cupelor, ediția 1989-1990. Permiteți-mi comentatorului de la acest microfon. Și încă un amănunt, poate cel mai important. Clubul Dinamo oferă televiziunii române transmisia acestei partide fără nicio pretenție financiară. Iată un frumos cadou făcut implicit tuturor iubitorilor sportului din țara noastră. Teren foarte bun, timp excelent, acum a început și partida. Bate încă puțin vântul, dar fostul internațional Cornel Popa ne-a asigurat că până la ora 15 bate vântul și de la 15 încolo bate Dinamo. Așa că să asistăm la această partidă care a început în acest moment. Ai noștri atacă de la dreapta spre stânga, mingea la jucătorii iugoslavi acum. Respinge foarte bine Klein până la Mateuț. Mateuț se lansează în cursă. Răducioiu încearcă să se demarce. Mateuț este faultat de numărul 5 Petrici. Interesantă așezarea în teren a jucătorilor iugoslavi. Ei practică un 1-2-3-5, deci mizează totul pe cartea atacului, indiferent de faptul că joacă acasă sau în deplasare. Lovitură liberă pentru noi, executată de Sabou, pe spațiul porții reține Omerović, suntem chiar în primul minut de joc și prima ocazie pentru dinamoviști. Înaintea începerii partidei am încercat și câteva pronosticuri pe care mi le-au dat diversi susținători sau reporteri, oameni de fotbal pe care am întâlnit la cabine sau la masa presă. Mai întâi Masueri, Gică Pantelie și Sandu Chirițescu. Gică Pantelie, batem la două goluri diferență. Dacă nu primim gol, spune Sandu Chirițescu, ne calificăm sigur. Deci iată că vede și mai departe, mizând pe calificare. Oricum, cred în victoria noastră de astăzi, spunea același Sandu Chirițescu. George Pădure, un mare suporter de ani de zile al dinamoviștilor, șeful firmei de aparatură electronică GEPA Electronics din Belgia, dă scor sigur 2-0 pentru Dinamo. Gheorghe Grisic, cel care ieri a avut amabilitatea să ne traducă interviul cu antrenorul Ivan Golaț, bate Dinamo la un gol. Petrică Grosu, fostul golgheter al campionatului, am o încredere deosebită în Mircea Lucescu și în elevii lui, pe care iată-i atăcând acum. Sabău, pătrunde excelent, dar este blocat din păcate. Deci, spunea Petrică Grosu, învingem astăzi la două goluri și ne calificăm sigur contraatac al echipei Iugoslaviei. Se descurcă bine Rednic, acum Klein. Pasă foarte bună spre Mateuț. Mateuț rămâne în posesia balonului. Lup încearcă să se demarce, dar nu poate trece de același număr 5, Petrici. Și din nou lovitură liberă în favoarea jucătorilor dinamoviști. Revenind la pronosticuri, Cornel Popa, vă spuneam, fostul internațional dinamovist, câștigă Dinamo la două goluri. George Nertea de la Gazeta Sporturilor, 2-0 pentru Dinamo, același scor 2-0 l-a dat și Victor Niță și Gheorghe Nicolaescu, amândoi de la Gazeta Sporturilor, și Radu Timofte, 3-1 pentru Dinamo. Marian Gheolduș de la Libertatea, 2-0 pentru Dinamo. Marius Georgescu, România Liberă, 2-1 pentru Dinamo. Să urmărim în continuare partida, am dat pronosticurile înainte, pentru a vedea în final care dintre cei care mi-au dat pronosticurile au ghicit sau prevăzut, ca să zic așa, scorul final al partidei. Mingea la Sabău, atacat pe destul de dur din spate de Giurgevici, din nou lovitură liberă în favoarea jucătorilor noștri. Am intrat în minutul 4 al partidei, 0-0 Dinamo Partizan Belgrad, în prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Cupelor. Andone, spre Timofte și out în favoarea jucătorilor dinamoviști. Repune de la margine Klein, înapoi spre Andone. Lupu,
talonat de doi adversari, în stânga lui Timofte liber. Centrarea lui Lupu resping jucătorii iugoslavi. Klein cu capul în spate până la Andone. Atenție mare la Giurovski, cel mai periculos atacant al jucătorilor iugoslavi, cel care este păzit om la om de Mihăescu. Repune Klein până la Vaișcovici. Timofte se descurcă foarte bine, pasă lui Vaișcovici în careu, pasă din nou Mateuț, șut foarte slab și Omerovici reține. Fază bună a dinamoviștilor, să notăm în minutul 6 al partidei, dar foarte mare atenție la contraatacurile jucătorilor iugoslavi, care, cum știți, s-au calificat învingând, trecând de două echipe foarte puternice, Celtic Glasgow în primul tur și Groningen în turul al doilea, mai ales datorită golurilor de pasare. Răduceiu, Omerovici este ieșit, centrare Răduceiu, dar greșește, centrare greșită drept în brațele portarului iugoslav. Suntem în minutul 6 al partidei, în continuare 0-0 Dinamo Partizan Belgrad. Lovitură liberă în favoarea oaspeților noștri. Stanojković, încercare de angajare lui Giurovski, mingea ajunge până la Giurovski, dar este acolo Sabou, foarte atent. Pasează lui Rednic. Rednic până la Lupu. Arbitrul lasă jocul să continue. Și de-abia acum acordă lovitură liberă în favoarea oaspeților. Am intrat în minutul 7 al partidei, l-ați avut în imagine și pe arbitrul Dușan Krșnac. Lovitură liberă executată, pasă foarte lungă, mult pe partea stângă, spre colțul terenului, dar mingea iese în aut de poartă și va fi repusă de la linia de 6 metri. Minutul 8 acum. Stelea până la Rednic. Lupu. Klein demarcat, îl vede foarte bine. Excelentă pasă a lui Lupu până la Klein. Acesta prelungește până la Timofte. Timofte față în față cu doi adversari. Este faultat, arbitrul lasă jocul să continue. Se pare puțin ciudat această decizie. Giurgevici, intervenție Lupu și apoi Klein, acum Mateuț spre Răduceoiu, foarte bine găsit Răduceoiu pe partea dreaptă, Vaișcovici este și el în careu, Răduceoiu cu mingea la picior, centrează dar prin spatele porții lui Omerovici. Suntem în minutul 8 al partidei, Dinamo 0, Partizan Belgrad 0, meci din prima manșă a sferturilor Cupei Cupelor la fotbal. Dinamo este pentru a doua oară consecutiv în primăvara fotbalistică europeană, după ce anul trecut, tot în sferturi, a fost eliminată de Sampdoria, eliminată dar neînvinsă, vă amintiți aici pe Dinamo 1-1 și în deplasare la Cremona 0-0 după un meci care a stârnit admirația unei întregi Europe fotbalistice. Iată-i pe dinamoviști încercând acum să treacă de Partizan Belgrad și dacă Dinamo trece de Partizan Belgrad, ceea ce dorim cu toții, ar fi o premieră în fotbalul românesc, pentru că până la această oră nicio echipă românească nu a reușit să elimine o echipă iugoslavă în cupele europene. Ne descurcăm foarte bine în apărare, mingea la Klein, pasează lui Mateuț, acesta puțin înapoi până la Lupu, pasă în adâncime spre Răduceoiu, Răduceoiu la balon, talonat de Giurgevici, greșește și mingea la portarul Omerovici.
aruncare de la margine în favoarea oaspeților, a făcut-o Stanojković. Până la Djurjević, toate mingile îl caută pe Giurovski. Rezolvă Rednik, trimisă mult în față, intervenție a lui Djurjević. Sunt doi jucători cu nume aproape asemănătoare, numărul 3 e Djurjević și numărul 8 e Djurjević. Djurjević este oricum mai ușor de recunoscut, este cel mai pletos jucător de pe teren. Este chiar acum undeva la centrul terenului. Din păcate nu-l vedeți pe micul ecran. Schimb de Mateuț Apău, acum Timofte. Arbitrul ar fi trebuit să acorde legea avantajului, dar a fluierat prea repede. Mingea ajunsese la Timofte, care era într-o poziție relativ bună. Rednik a ieșit și el. Răducioiu pasă înapoi, iese Omerović și blochează în propriul careu de 6 metri. Minutul 11 al partidei, Dinamo Partizan Belgrad 0-0. Klein spre Răducioiu. Foarte bine Andone. Mijatović a încercat să se arunce în preajma baronului, impresionându-l pe arbitru, n-a reușit. Și jocul va fi reluat din colțul careului de 6 metri. Suntem în minutul 12, același scor. Sfârșit avantaj lăsat de arbitru. Vajšković. Foarte bine Vajšković. Păcat că Timofte a întârziat șutul. Klein spre Timofte. După părerea mea, Petric este cel care a faultat, dar în sfârșit părerea comentatorului nu are prea mare importanță. Arbitrul este în final cel care decide. Stanojković nu mai poate ajunge acest balon, vom repune de la margine. O face Klein. Rednik. Sabău. Mateuț. Lupu. Rednik. Răducioiu. Șut Răducioiu pe lângă bară. Mare ocazie din Amovistă. Din interiorul careului. Ușor lateral stânga Răducioiu. Trage puțin pe lângă bara laterală a porții lui Omerović. Pe toți deciziile arbitrului Czeslovac, Dușan Krznak. În orice caz e suveran.
lovitură liberă în favoarea oaspeților. Aproape toate din toată echipa din Dinamo era în provocare, doar Rădăciu era undeva pe la centrul terenului. Este momentul să încurajăm din toată inima echipa noastră în aceste ultime minute ale primei reprize. Am intrat în minutul 38 al primei reprize. Băieții noștri sunt capabili să înscrie și golul 2 până la pauză. Giurgevici și din nou situație bună a jucătorilor iugoslavi, Bogdanovici, și în ultimul moment foarte bine intervine Timofte trimițând în corner. Dacă nu mă înșel, primul corner al jucătorilor iugoslavi de la începutul acestei partide și până acum. A executat Mijatović. Unul dintre jucătorii iugoslavi a faultat și lovitură liberă în favoarea dinamoviștilor. Suntem în minutul 39 al primei reprize. Scorul rămâne în continuare deocamdată 1-0 pentru Dinamo, Dinamo 18. În această partidă cu Partizan Belgrad din primul tur al sferturilor de finală ale Cupei Cupelor. Este Spasic. Trecere foarte bună lui Bogdanović, care șutează și Stelea lasă balul să iasă în aut de poartă. Rednic, Timofte Rednic, cred că e cazul ca în acest final de repriză Dinamo să apese puțin pe accelerator. Răduce o luptă cu Georgevici, câștigă jucătorul iugoslav, acum Scepovici, Mateuț, Vaișković în luptă cu Spasic. Și am impresia că arbitrul Creșneac fie din ce în ce mai multe ori pe invers. Stanojković șutează de la distanță, dar și la mare distanță de poarta lui Stelea. Suntem în minutul 41. Am intrat în minutul 41. Acesta este Stanojković, fundașul lateral dreapta al lui Partizan Belgrad. Rednic până la Lupu. Klein. Rednic. Foarte bună intervenția lui Mihăiescu. Vaișković. Vaișković pierde balonul. Stanojković. Iese Stelea. Foarte curajos.
în fața lui Spasic, venit tocmai din careul advers. Spasic joacă pe postul de fundaș, numărul 4, venit, cum spuneam, tocmai din careul advers spre poarta dinamoviștilor. Timofte. Cred că ar trebui mai des încercate șuturile spre poartă. Timofte, Rednic, excelent Rednic. Pasă spre Răduceoiu, din nou schimb cu Rednic. Trei jucători iugoslavi acolo și Rednic, din păcate, nu poate trece cu balonul. Angajarea lui Mijatović și aud de poartă. Lupu, Mateuț, au cam slăbit ritmul jucătorii noștri în acest final de prima repriză, tocmai când ar fi fost de recomandat o mărire a ritmului. Sabău, același fiind tehnician, din păcate nu prea a tras la poartă în această repriză. Lupu. Pasă spre Mihăiescu și corner. Lovitură de colț în favoarea dinamoviștilor. Am intrat în minutul 44 al primei reprize. Prin spatele porții a fost executată această lovitură de colț. Arbitrul a făcut semn că în traiectoria ei mingea depășise suprafața de joc. Partida s-a reluat. Mingea la Stanojković. Lovitură liberă în favoarea jucătorilor Iugoslavia, a fost faultat Šćepović. Șut foarte slab. Šćepović și în acest moment arbitrul fluieră sfârșitul primelor 45 de minute de joc ale partidei Dinamo Partizan Belgrad din primul tur al sferturilor de finală ale Cupei Cupelor. 1-0 după prima repriză, gol înscris de Răduceoiu în minutul 18 pe timpul pauzei. Legătura în studio, mulțumesc pentru atenție. În minutul 18, pas în adâncime, centrare de pe partea dreaptă, Răduceoiu foarte atent, în interiorul careului de 6 metri, reușește să înscrie. În această repriză secundă, lovitura de începere o vor avea jucătorii iugoslavi. Partida, repriza a început în acest moment. Nu observ deocamdată nicio schimbare în cele două echipe. Mijatović la balon.
pasă înapoi până la Șcepovici. Acum Spasici. Mateuț la pământ. În continuare jucătorii iugoslavi la balon. Cam multe simulări pe care se pare că domnul Dușan Cârșneac din Ceoslovacia, arbitrul principal al partidei, le ia foarte repede în considerare. Va fi o lovitură liberă pentru Partizan Belgrad. Vă reamintesc că în această după-amiază se dispută alte partide din cupele europene. În Cupa Campionilor, Zvezda Olympic Marseille, FC Malin, AC Milan, Bayern München, PSV Eindhoven și Benfica Lisabona, Dniepropetrovsk. În Cupa Cupelor, Sampdoria Grasshoppers, Valladolid, AS Monaco și Anderlecht cu Admira Wacker. Iar în Cupa UEFA, Fiorentina Auxerre, FC Köln Anvers, FC Liege Werder Bremen și Hamburger Sportverein Juventus Torino. Lovitură liberă în favoarea jucătorilor de la Partizan Belgrad. 25-28 de metri, ușor lateral de poarta lui Stelea, zid din 5 jucători dinamoviști, puțin pe lângă stâlpul din stânga porții apărate de Stelea, această lovitură liberă executată de Spasici. Iată, revedeți faza. Foarte insistent jucătorii iugoslavi, pericol în fața porții lui Stelea. Pasă înapoi, dar Giurovski nu poate ajunge balonul. Am trecut prin mari emoții. La un pas de gol echipa Partizan. Acum noi în atac prin Timofte. Timofte rămâne în posesia balonului. Față-față cu Spasici. Și repunere din colțul care unui de 6 metri. În sfârșit de la linia de 6 metri. Ce a încercat o pasă spre Giurgevici, n-a ajuns. Acum Mihăiescu, Vaișcovici, luptă Vaișcovici acolo și Timofte. Timofte agățat, arbitrul foarte aproape, lasă jocul să continue. Sabău, Mihăiescu, acela Spasici, care întoarce balonul spre Mijatovici. Mijatovici schimbă partea până la Giurgevici. Și lovitură liberă în favoarea jucătorilor iugoslavi. Foarte des acordă arbitrul Dușan Cârșneac lovituri libere în favoarea oaspeților noștri, în timp ce la infracțiuni flagrante ale jucătorilor de la Partizan închide ochii. Și o primă schimbare în echipa noastră. Iese Vaișcovici, este minutul 9 al reprizei secunde și cel care intră acum este Ionuț Lupescu. Iată-l, vedeți în imagine, pe tânărul Ionuț Lupescu, nimeni altul decât fiul fostului internațional Ulai Lupescu. Acum în fața micului ecran sau poate în tribună, urmărind echipa Dinamo și implicit pe fiul său, intră în competere. Ionuț Lupescu la primul contact cu balonul. Șcepovici și lovitură de colț. Și după 7 etape se află pe locul 3 în campionatul iugoslavic. După 7 etape de retur se află pe locul 3. Jocul s-a reluat. Răducioiu! Răducioiu singur cu Omero, disputează și gol! 2-0, minutul 13 din repriza secundă. 2-0 pentru Dinamo, autorul golului, același Răducioiu, care a țâșnit superb pe lângă un apărător advers, reușit să-l învingă pe Omerovici, ieșit în întâmpinare. Iată, revedeți faza. Răducioiu țâșnește pe lângă Petrici și șutează cu dreptul, cu latul, în colțul lung al porții lui Omerovici. 2-0, minutul 13 al reprizei secunde.
58 al partidei. Deci să notăm 2-0, Răducioiu, minutul 58 al partidei cu Partizan Belgrad. Iată că majoritatea celor care au pronosticat înaintea meciului două goluri diferență își adeveresc până acum pronosticurile. Și iată că în colțul unei tribune unde sunt așezați suporterii echipei Partizan, s-au aprins petarde, se încearcă practic să se discrediteze sportivitatea publicului. Se încearcă practic să se discrediteze sportivitatea tradițională a publicului din România, iugoslavii provocând, cum au provocat și de alte dăți pe propriile lor stadioane, dezordine. Se aruncă cu petarde pe teren. Partida este întreruptă, păcat de acest incident, repet, stimați telespectatori, provocat de galeria. Incidente provocate de galeria iugoslavă. Păcat de acest incident. Publicul spectator de la noi, suporterii echipei Dinamo, i-au primit cu foarte multă sportivitate pe suporterii iugoslavi și iată că aceștia încearcă să provoace dezordine. Acum când Dinamo conduce cu 2-0 pe Partizan Belgrad. Suntem în minutul 20 al reprizei secunde. Mai sunt încă 25 de minute de joc până la încheierea partidei. Rednic, Lupu, luptă cu Stanojković, trimite în spate până la Rednic. Destul de duri jucătorii iugoslavi, mai acum când se văd, mai ales acum când se văd conduși cu 2-0. Se pare că le-au cam cedat nervii. Lupu în posesia balonului. Răducioiu scapă de un adversar. Schimb de pase cu Timofte, centrarea lui Timofte și prinde Omerović în propriul careu de 6 metri. Acum Ionuț Lupescu. Ioan Ovidiu Sabău, marele talent al dinamoviștilor, dribling prelungit al lui Sabău. Sabău! Faultat! Fantastic! Faultat la marginea careului de 16 metri și arbitrul face semn ca jocul să continue. Lupescu. E bine să reluăm atacurile cu calm. Lupu. Păcat, și-a prelungit prea mult balonul. Šepović și la un pas în fața golului. Da, gol marcat de Spasić la o greșeală în lanța apărării noastre. Fundașul Spasić a reușit să înscrie. Revedem faza. A intervenit acolo și Giurovski și Spasić din apropiere a reușit să înscrie pe lângă Stelea și Klein. Deci 2-1, minutul 24 al reprizei secunde. Schimbare în echipa iugoslavă, iese Stanojković.
Vă voi spune imediat cine a intrat. Nu-i cunosc foarte bine pe jucătorii iugoslavi. În momentul în care voi vedea numărul de pe tricou, vă voi anunța și numele celui recent intrat în teren. Mihăiescu pe dreapta, intervenția lui Petrici, pasă spre Bogdanovici. Mai întâi este Mijatovici acesta, care este la balon. Andone și Stelea în fața lui Giurgevici. Timof de până la Sabău. A respins. Mihăiescu, Lupu, acum Sabău, Mihăiescu și lovitură de colț. Suntem în minutul 38 al reprizei secunde. Sabău, centrarea lui Sabău, dar din păcate niciunul dintre jucătorii noștri acolo și mingea iese în afara terenului de joc. Vor repune cei de la Partizan de la linia de 6 metri. Evident că nu se grăbesc. Timofte nu poate trece de adversari. Repune Ionuț Lupescu de la margine, înapoi spre Klein. Timofte, șut Sabău. Și out în favoarea dinamoviștilor. Mihăiescu, Sabău, Andone, care greșește, îi repară greșeala Lupu, care recâștigă balonul, acum Sabău, Rednic, Rednic pasă în adâncime spre Răducioiu, este acolo și Timofte, Timofte! Prea mulți jucători pe metru pătrat, ar fi trebuit să tragă mai bine Timofte decât să încerce o combinație. Foarte mare viteza jucătorilor iugoslav. Mijatovici a ajuns primul, dar Stelea este la post. Frumos șutul lui Mijatovici, frumoasă intervenția lui Stelea. Practic aceasta este de fapt a doua mare ocazie a jucătorilor iugoslavi, prima în minutul 69 când s-au marcat golul și acum în minutul 39 al reprizei secunde cu 6 minute, deci înainte de încheierea partidei, minutul 84. Pe ansamblu Dinamo a jucat mult mai bine decât adversarii, dar iată adversarii cu un pic de șansă au reușit să reducă din diferență când Dinamo conducea cu 2-0. Poate că un 2-0 ar fi fost mult mai aproape de adevăr, dar în sfârșit meciul nu s-a terminat, să nu anticipăm încă. Schimbare și în echipa noastră, deocamdată nu s-a produs, suntem în atac, Lupu și lovitură de colț. De-abia acum cred că se va produce schimbarea, Răducioiu va fi înlocuit și cel care intră în locul lui este clar Cezar Zamfir, pe care îl văd, chiar dacă distanța este destul de mare, la centrul terenului, așteptând să intre pe teren. Într-adevăr, în acest moment se produce schimbarea respectivă. Hai, hai, hai!
Cesar Zamfir la primul contact cu balonul. Cesar Zamfir pasă foarte bună, dar din păcate foarte atenți apărătorii serbi prin Petric reușesc să respingă. Încă 5 minute până la încheierea partidei. Zamfir pasă dintr-o bucată până la Timofte, din nou Zamfir reușește spații să respingă. Capa lui Lupu, Mihăiescu. Mihăiescu. Sabău. Pătrundere Sabău, foarte bună, centrare foarte frumoasă, dar respinge cu capul Petrici. Acela Sabău la balon. Lupescu până la Andone. Timofte, puțin jenat în careul advers. Și repun Iugoslavii din colțul careului de 6 metri. Mai sunt încă 4 minute din această partidă. Conducem cu 2-1. Ataca iugoslavilor, pătrundere Giurovski pe partea dreaptă, în fața lui este Klein, dar foarte bine Stelea reține pe centrarea lui Giurovski și repune foarte repede cu mâna până la Sabău. Cesar Zamfir, din nou Sabău, atacat de Pantic, mingea la Rednic acum. Nou Sabău. Timofte. Nici acum arbitrul nu acordă o lovitură de la 18 metri care se impunea. A fost clar faultat Cesar Zamfir. Arbitrul lasă jocul să continue. Noroc că tușierul de pe partea băncilor de rezervă este foarte corect și semnalizează cu promptitudine offside-ul la Giurovski. Lovitura liberă executată de Antone. Lupu, Antone și Cesar Zamfir ratează startul. Dacă ar fi țâșnit, poate că ar fi reușit să intercepteze acest balon. Baiović luptă pentru balon acolo. Acum Bogdanović. Mingea ajunge însă la Rednic. Mateuț, Lupescu. Mateuț. Faulta Mateuț. Da, mulțumesc frumos, domnule arbitru. Acordați lovituri libere de la 30-35 de metri cu foarte mare ușurință, dar pe cele care sunt la 16-17 metri de partea adversară nu le vedeți. Minge spre Giurovski, dar este acolo Mihăiescu și respinge din fața lui Mijatović, care venise și el la balon. Suntem în ultimul minut de joc.
în acest moment arbitrul Dusan Krsnac, care după părerea mea a condus foarte slab această partidă, fluieră sfârșitul ei. Dinamo Partizan Belgrad în primul tur al sferturilor de finală din Cupa Cupelor 2-1, au înscris pentru echipa Dinamo Răducioiu de două ori în minutele 18 și 58 și Spasic în minutul 69 pentru Partizan Belgrad. Încheie aici transmisia directă de pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare, nu înainte de a mulțumi încă o dată conducerii clubului Dinamo pentru faptul de a fi oferit fără pretenții financiare televiziunii române și implicit dumneavoastră, stimați telespectatori, această partidă televizată. Dinamo a câștigat, dar scorul nu era unul care să îi scutească pe români de emoții pentru meciul retur. Sper că ați fost suficient de atenți pentru a putea răspunde la întrebarea emisiunii. Primii 10 dintre dumneavoastră care vor trimite răspunsul corect pe adresa de e-mail replay@tvr.ro vor avea acasă revista Magic Football. Trebuie să specificați și partida pe care o doriți pe acest DVD. România-Columbia 1994 sau România-Anglia 1998. Întrebarea de astăzi este următoarea. Cine a înscris cele două goluri pentru Dinamo în meciul cu Partizan Belgrad? Replay se oprește aici și rămâneți cu bine. Moftă-și apără, bune, rog! Băi, băiese! De Isla Șefe! Goal!